O vârstnică din Constanța trăiește un adevărat calvar. Femeia este nevoită să poarte o mască în propria locuință din cauza mirosului puternic care vine de la vecinii de dedesubt, seară de seară. Femeia bănuiește că ar fi vorba despre substanțe toxice. Despre ce bănuiți că ar fi vorba? Despre substanțe toxice și cred că fac droguri. Făcând și droguri, probabil, așa, nu știu cum poate să pătrundă, pentru că înainte de aceste substanțe, pereții mei s-au încălzit toți. Și, v-am spus, și în bucătărie, și în hol, și aici, și acolo. De seară de seară, dumneavoastră, aveți aceeași problemă? Seară de seară, de trei luni, mirosul ăsta toxic, care nu pot... Ați fost la medic? V-a confirmat cineva? Nu, dar n-am aici, uitați aici. La radiografie pulmonară. Mai mult, în urmă cu câteva luni, bătrâna a tras o sperietură soră cu moartea. Se afla la geam la balcon când vecinul i-a spulberat spray iritant în ochi. A ajuns la spital, unde în urma investigațiilor s-a confirmat diagnosticul. Reacție alergică prin contact cu substanțe iritante. Mi s-a dat pe balcon cu spray. Așa, gaz toxic a fost, un spray din ăla mic de lacrimogen, pentru că volumul spray-ului era așa, un rotund, jumătate, cu un diametru, cred că era de 30 cm. Asta m-a făcut să cred că nu este spray lacrimogen. Am mers la urgență cu acest, mi s-a eliberat, noroc am fost inspirată să o cerca, deci lumea că-s nebună. A doua zi, am făcut acea reclamație la poliție. Bătrâna a depus nenumărate sesizări la secția 2 de poliție. Deși oamenii legii au confirmat parțial spusele acesteia, nu s-a luat nicio măsură pentru a pune capăt calvarului prin care trece pensionara.